casa aceea care a fost filmată cu drona, cu avionul, de pe strada Ciocârlii, cine trăiește în ea? Nu știu, cine trăiește, nu trăiește nimeni. Cine trăiește? Huludii, vredile, șuroie. Dar pentru ce așa o casă mare și nimeni să nu trăiască? Eu știu. Păi nu este casa dumneavoastră? Dar de ce dumneavoastră credeți că... Dar câte case s-au construit? Dar de ce este o casă albă? E acolo a murit proprietarul. Și un proprietar e mort și altul e fugit. Casa cea albă despre care vorbiți dumneavoastră. Așa, da? Nu e așa? Poate și casă care o vedeți în Chișinău. Bun, despre casa de pe strada Ciocărliei, dumneavoastră știți foarte bine, că jurnaliștii de multe ori v-au întrebat despre ea. Dacă este nu casa dumneavoastră. Nu ne aparține mie, nu ne aparține mie, familie, mie și tot. Și a cui ea? Clarificați-vă cui ea. Dar dumneavoastră nu ați fost curioasă să aflați cine-i proprietoară casei care e încurcat cu dar dumneavoastră? Dar nu gândesc eu curiozitatea aceasta, mie să o răspândesc pe tot ce se întâmplă în Moldova. Și nu a luat miliardul, și faci procuratură, și faci același, da, firma, și faci Platon. Domn Voroniu, eu nu de mult am verificat. Acea casă este registrată pe biotex.com. Firma da. Care închiriază și pădurile dumneavoastră, pe care am vorbit mai devreme. Ce? Păi cine trăiește în casa acestei firme? Care casa este... și unde se află? În Chișinău. Duceți, vedeți. Nu putem, că acolo este pază. Nu ne dă voie. Și? Pază este. Ei? Voi aveți dreptul jurnaliști pe stat loc. Nu trăiește nimeni. Și... Nu are nicio atitudine ca să și numai pentru vorbe, pentru dronuri, pentru a voastră, astea, aiurele.